Noul Renault Kiger este SUV-ul mic și accesibil pe care francezii lansează în China înainte de a-l aduce în Europa. 5 pasageri vor avea loc la bordul modelului cu o lungime de sub 4 metri. Puțin peste o tonă cântărește noul model, care are o gardă la sol de 16 inci. Versiunile de top vor veni echipate cu faruri LED. Indiferent de linia de echipare aleasă, clienții vor putea comanda mașina cu o caroserie în două nuanțe. Se regăsesc la bord un instrumentar de bord digital de 7 inci și un ecran tactil de 8 inci. Un sistem de climatizare automat, acces și pornire apar pe lista de dotări. Sub capota versiunii de top funcționează motorul turbo de 1 litru cu 100 de cai putere. Versiunea entry-level vine cu un motor aspirat de 72 de cai putere.